Mai există lucruri sfinte, pe cruceată răsare și în cerul sărbătoare. Și e pace pe pământ, mai există ceva sfânt, că durea nevoie izvoare, ori un cântece dispare, cât mai avem ceva sânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nevoie izvoare, ori un cântece dispare, cât mai avem ceva sânt, vom trăi pe acest pământ. Cât ai cui zice, Părinte, mai există lucruri sfinte. Că durea nevoie izvoare, ori un cântece dispare, cât mai arde ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Că durea nevoie izvoare, ori un cântece dispare, cât mai avem ceva sânt, vom trăi pe acest pământ. Generația de astăzi, tânără generație de astăzi, nu vede ceea ce am văzut noi, fiind copii, în casele noastre țărănești. Aceleași stative, aceleași cărâmi, la care bunicile, mamele noastre lucrau. Mamele de astăzi, bunicile de astăzi, mai degrabă cumpără de la piață. Chiar se mai întâmplă cazuri că vând lucruri executate de mână, lucruri curate ecologic, bune, naturale, le schimbă pe lucruri sintetice. Acest centru este un centru de promovare a meșteșugurilor populare. Dar promovarea meșteșugurilor populare pentru noi nu înseamnă numai scoaterea din anonimat a unor exponate vechi și păstrarea lor în sala de muzeu, cum ați văzut. Promovarea meșteșugurilor pentru noi înseamnă și practicarea lor. Are mai multe componente. Centru de instruire, muzeul local cu genierii, cu tradițiile populare ale satelor din lunca Râutului, o sală de expoziție cu lucrările confecționate de discipolii mei. Avem un ansamblu de copii care dansează tot în cadrul acestui complex de meșteșuguri. Și o întreprindere meșteșugărească care mai puțin se vede aici, pentru că toți cei angajați în întreprinderea noastră meșteșugărească au posibilitatea să muncească la domiciliu și vin aici doar pentru a primi indicații metodice, materiale, modele interesante, vin pentru a-și mai schimba părerea în unele lucruri, dar în principiu muncesc acasă. Focul cu surcele, ei fac focul cu surcele, ei fac focul cu surcele în contra inimii mele, la 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 la. Ei fac focul cu surcele în contra inimii mele, la la la. Planurile noastre pe viitor sunt aceleași, să promovăm, să instruim, să practicăm meșteșugurile
populare, pentru că nepracticându-le, numai adunând așa ca colecție în muzeu, considerăm noi că conservarea lucrărilor executate manual prin conservarea lor nu se promovează și de aceea punem accent neapărat pe practicarea meșteșugurilor populare. Celor pasionați de ceea ce facem noi, vreau să le fac o invitație cu mare drag. Centrul nostru este amplasat nu departe de traseul central Chișinău-Bălți. Veniți în orice timp, cu plăcere vă învățăm acțese la stative a muncii și veți ieși cu bateriile încărcate, vă vom duce în brațele străbunicilor pentru anumite momente, vizitând muzeul nostru, stând la cel utilaj vechi, arhaic, la care au lucrat bunicile și străbunicile noastre. Dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră mi-a dus mamele hutuie, ce fiabă la eram. Mi-a pus mama o hutuie, ce se coace, ce faceam. Aș mușca o darmă doare, m-a aprit un fel de gin. Și acum că rece anul, n-am pacosire să-mi costrâni.